Bună balanță și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 16-22 ianuarie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia balanță, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă previziunile ți se potrivesc, te aștept cu mare drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip pentru cei care sunteți interesați. Dragi Balanțe, o săptămână bună. În primul rând, Mercur iese din retrogradare pe data de 18, iar asta înseamnă că ești foarte mult ajutat pe tot ce ține de casă, familie, și înseamnă că se mai rezolvă acele probleme legate de o casă sau probleme legate chiar de familia ta sau chiar de comunicarea cu membrii familiei. Foarte important acest, acest aspect. Apoi, tot în jurul datei de 18, Soarele face o conjuncție cu Pluton din Capricorn. Acest lucru s-a mai întâmplat și anul trecut, doar că de această dată este puțin diferit. În sensul că în acest an e ocazia să faci o investiție, fie într-o casă, fie pentru unii este vorba despre o rupere care poate să apară în viața privată, da? puteți să auziți de niște membri din familie că s-au despărțit. Pe de altă parte, puteți să aveți o, o discuție cu partenerul de viață sau cu cineva din familie prin care să reușiți să închideți ceva anume și mai mult decât atât să vă transformați, să vă schimbați puțin chiar aceste planuri de viitor. Este un moment în care tu chiar poți să îndrăznești, da? să îți faci alte planuri, poți să îndrăznești să îți cumperi o casă, poți să îndrăznești să faci acele schimbări pe care ți le dorești, dar pe de altă parte, această conjuncție poate să aducă și uh, finalul unei perioade mai agitate, da, pentru alții dintre voi. Apare acolo o transformare Bun, soarele intră în vărsător, iar asta înseamnă că se deschide o perioadă bună pentru tine Până pe final de februarie, în care poți să cunoști pe cineva Este o perioadă bună în care poți să te concentrezi foarte mult pe tot ce ține de uh, iubire, copii, afaceri Te poți concentra foarte mult pe tot ce ține de uh, plăcerile tale, în general vorbind și chiar este o perioadă bună. Avem și o lună nouă în semnul vărsătorului care se petrece chiar pe casa a cincea. Așa că, dragi balanțe, o săptămână foarte bună să cunoașteți pe cineva. Sau începând cu data de 21 ianuarie, timp de jumătate de an, ai ocazia să mergi într-o altă viață, ai ocazia să ai parte de un nou început în viața ta, în general vorbind. Pe de altă parte, Discutăm despre uh, o nouă afacere pe care o poți pune în practică, sau uh, pentru alții este vorba despre un curaj fantastic pe care îl aveți într-o relație, și în sfârșit să spuneți gata, mă așez la casa mea, sau uh, nu știu, pentru unii poate să reprezinte chiar și un copil care poate să apară. Deci, cei care vă doriți tot înainte, că aveți șanse, se schimbă ceva într-o relație cu o persoană dragăție. Cei care nu mai vreți copii sau cei care nu mai puteți să mai faceți copii, chiar puteți să aveți o surpriză plăcută legată de copilul vostru, cum că și-a găsit sufletul perecheș. Nu e nimic negativ în asta, ba, din contra o să vă bucure. Ok, dar doar că e ceva care destabilizează puțin lucrurile, atenție. Este o lună nouă cu un noroc foarte mare pentru tine. Punctul norocului este la tine în zodie, deci ești extrem de bine susținut, doar că vor fi niște probleme legate de casă și de familie sau vor fi niște discuții acolo. De acolo poate să vină problemă. Cam atât, dragi balanțe, hai să vedem acum și oracolul ce îți transmite, ce trebuie tu să știi pentru această săptămână. Hai să vedem, dragi balanțe, ce se întâmplă Poate să însemne luna asta nouă și o nouă etapă în viața ta amoroasă. Bun. Inspirația artistică genială, acesta este mesajul tău. Această lună nouă vine și cu multă creativitate pentru tine, cu foarte multă inspirație. Numerele importante sunt 2, 7, 9 și 27. Culorile importante pentru tine sunt galben, în mod special, albastru, auriu. Și interesant este că poate să-ți vină o idee foarte bună prin care să vinde sau să rezolvi o relație. Da? În primul rând. Apoi, Arhanghelul Jofiel este cel care te ghidează, cel care te guvernează în această săptămână și este cel care îți transmite următorul mesaj te ajut să manifesti spontan starea de creativitate. Îți oferi inspirație și protecție în domeniul artelor inițiatice, facilitezi realizările artistice geniale și divin inspirate. Este o săptămână în care ți-aș recomanda să-ți scrii așa pe hârtie, toate ideile care îți vin și chiar să ți cont de creativitatea pe care tu o ai în această perioadă. Îți pot veni niște idei absolut geniale în legătură cu niște situații limită în privința cărora nu mai găseai rezolvarea. Hai să vedem, dragi balanțe, și un mesaj din partea tarotului, să vedem ce vrea să îți transmită pentru această săptămână, ce trebuie tu să știi La baza pachetului pentru tine avem 5 de cupe și cu asul de cupe. Poate să fie un nou început, pe de o parte dureros pentru tine, dar văd aici clar că, uite, apare o bucurie pentru tine, o bucurie legată de străinătate sau de mult timp poate ești într-un blocaj, ești într-o situație dificilă și acum gata, lucrurile se rezolvă. Da, cinciul ăsta de cupe chiar vorbește despre despre faptul că ceva din trecutul tău are o importanță mare în această săptămână, dar uite, te poate duce spre un nou început, spre o nouă etapă. Prima carte, Diavolul, o legătură cu un capricorn. Uh, cartea vorbește despre o relație toxică sau despre... Un parteneriat toxic despre o situație dificilă în care atât tu te afli, cât și cealaltă persoană. În mintea ta, regele de cupe, văd aici o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion, pești. Cartea poate să vorbească și despre un moment în care tu dai dovadă de mai multă emoție decât de obicei, dai dovadă de multă intuiție, văd aici. Dar pe de altă parte poate să fie și o săptămână în care ai o legătură aici, văd cu zona medicală. Da? Apoi, Marele Preot, foarte interesant. Marele Preot vorbește despre o legătură cu un taur. În inima ta este o persoană pe care tu o respecti foarte mult sau este o săptămână în care ai o protecție foarte mare pe dragoste, în plan personal, în relația cu un copil, în relația cu partenerul de viață sau cu un prieten, studiez ceva, analizez ceva. La baza manifestărilor tale, șapte de spade, se pare că îți dai seama că este cazul să pleci dintr-un loc în care tu nu te mai simți bine. Șapte de spade poate să vorbească și despre o oarecare dezamăgire, poate este vorba despre niște minciuni sau despre o dezamăgire pe care tu o poți avea în legătură cu o persoană. Regina de cupe, foarte interesant. Uite, un suflet pereche. Regina de cupe, regele de cupe. O legătură puternică, așa cum am spus și la începutul filmării, cu zodii de apă, Rac, Scorpion sau Pești. Regina de cupe vine aici cu multă iubire, cu multă satisfacție. Poate să fie o persoană extrem de sensibilă, o persoană sinceră, iubitoare. Apoi, regele de băte, foarte interesant, o legătură cu o zodie de foc, leu berbec săgetător. În plan personal, cineva se simte foarte atras de tine, dar pe de altă parte văd că cineva își dorește, își dorește ceva extraordinar de mult de la tine. Atenție, repet, la relații toxice, la negocieri în această săptămână, Parcă e ca o petrecere, e o bucurie în familie, cineva are de făcut ceva anume. Ultima carte, 10 de monede pentru tine. O legătură puternică văd aici cu un grup de oameni în plan profesional. Probabil ești preocupat de așa ceva sau ceva din această zonă te poate sensibiliza. Pe de altă parte, cartea vorbește despre o legătură foarte puternică da, cu. Cu familia, mai văd aici pentru unii dintre voi. Parcă cineva îți dă de veste că vrea să-și facă o familie sau cineva rezolvă o problemă legată de o casă, legată de ceva anume. Singurele arcane majore sunt Diavolul și Marele Preot. Foarte important pentru tine în acest context este să ai încredere în Divinitate, să dai dovadă de înțelepciune. Și să-ți dai seama că nimic în viață nu se face fără adevăr, fără muncă și fără, în mod special, cum să spun eu, fără, adică asta, asta spun cărțile. Fără să te concentrezi foarte mult pe ceea ce îți place. Da? Da, dragi Balanțe, ce să vă zic? O săptămână în care se mai clarifică niște lucruri. Aflați niște noutăți destul de interesante. Atenție la ideile care vă vin, pentru că, așa cum am spus, ele au un rol extrem de important. Și cam atât pentru previziunile generale. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă dorești o analiză cu mai multe detalii, te aștept cu mare drag, și în comunitatea acestui canal. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip pentru cei care sunteți interesați. De asemenea, te aștept și la previziunile zilnice pe zodii, la previziunile pentru fiecare săptămână, la previziunile pentru ianuarie, dar și la previziunile pentru anul 2023. Eu îți mulțumesc încă o dată pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă în care să te bucuri de lucrurile care se vindecă din trecut, că eu așa simt aici, că este ceva din trecut care se vindecă.